Ми сега до лише домінлок, сунтєм індірект, аста, звінєра, сак, вітату множество, Ніколай Дандіш, примар, мунчіпіл і кахол, бу на сяра дом, примар, Максим Лутка, звініт. На сяра. Вініт скаділа Букурешті, часто кута коло, часто адус пянт в кахол. Да. Москва директ cu întrebarea aceasta. În general, activitatea mea ca primar este de a căuta resurse, suport, proiecte capabile să rezolve anumite probleme din localitate. Și vizita la București a fost motivată de acest lucru, în primul rând de a examina statutul unor demersuri anterioare și memorandum care au fost semnate privind reparația capitală a căminului numărul 3 a universității. Din păcate, anul trecut, demersurile, fiind aprobate de către București, trebuia să, de la Chișinău să vină acest proiect să fie inclus în planul anual de cooperare bilaterală pe care le prezintă autoritățile ambelor state, dar în cazul nostru, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, cu Ministerul de Externe, în baza memorandumului din 2010 care a expirat pe asistența financiară. Și atunci am zis trebuie să merg să vedem care este altă opțiune ca acest proiect să fie realizat și am primit asigurări că acest proiect va fi finanțat. Este vorba că acum se caută mecanismul în care, în caz că se trăgânează cu crearea guvernului la noi și va dura un pic, deși alte modalități de a rezolva de a realiza acest proiect. De asemenea, am discutat despre unele programe care sunt anunțate spre finanțare prin unele instituții a statului român, investiții directe sau proiecte pe domeniul educațional-cultural, la fel suport sau facilitarea unor contacte privind instituțiile eligibile și care au potențial de a implementa proiecte și care au credibilitate a realiza proiecte și mă refer lucrul ăsta la instituțiile culturale care le avem în oraș, inclusiv instituțiile educaționale, așa cum din programul de asistență din partea României pe reparații grădinițe, de exemplu, nu am beneficiat de cât de 150.000 de lei total prin intermediul FISM-ului la toate 8 grădinițe care le avem și care avem foarte mare necesitate, deci costurile totale de reparație capitală, cel puțin 4 grădinițe care stau pe agenda noastră, se ridică aproape la 20 milioane de lei. Și noi vorbim despre alte necesități, inclusiv propuneri de modificare a cadrului legal din România, discutând cu mai mulți deputați, senatori, care a trebuit să le prezint, cum văd eu, din perspectiva mea, niște acte normative care ar facilita, să spunem, aceste relații bilaterale, inclusiv prin orașele înfrățite. Deci sunt multe lucruri de făcut și știți să-mi aduc aminte de vizita mea de lucru la Bruxelles în 2019, când vorbeam atunci despre programul de asistență Uniunea Europeană pentru Moldova. Și mai mult de, cred că 10 zile sau cât am avut vizite de lucru complexă și încărcată la Bruxelles, cu mai mulți oficiali și persoane chiar din partea executivă, experți care lucrează la elaborarea unor documente de asistență, mi-au spus și atunci și m-am convins și eu, deci este nevoie, știți cum spuneam în primul mandat că m-am stat mai mult în curte, ca să spun așa, pentru că foarte multe întrebări de asta curente, de logistică, și nu prea am avut timp să mă implic pe partea de asistență externă, de a căuta bani. Și am zis că în mandatul 2 voi accentua pe acest lucru și știți, s-a început pandemia și un pic iarăși dar planuri avem foarte mari, pe proiecte mari care știu sigur că vom lucra un an jumate la anumite programe, dar după aceea vor fi resurse financiare consistente în localitate. Dacă să revenim un pic, Da. să leg că căminul numărul 3 al universității, clădirea cu 5 5 etaje etaje care stă în în centrul centrul orașului. orașului, stricată practic sau Da. asta, abandonată de mulți ani, urmează a fi reabilitat cu suportul României. Exact. Deci Când? noi vorbim despre un buget estimativ de devizul estimativ anterior era 1,836 milioane de lei.
De fapt, cred că vorbim de aproape 40, deci aproape 2 milioane de euro. Deci este, spuneam încă o dată, în acest an noi dorim să începem lucrările. Va dura partea de, iarăși, documentația, aprobări. Foarte mult depinde și de situația la noi și ține de autoritățile centrale. Când mă refer lucrul ăsta, vă dau un exemplu banal. Mi se pare banal pentru că chiar proiectul Startup City Cahul, care este implementat cu suportul Techwell și respectiv Uniunea Europeană, Ambasada Suediei, Universitatea din Cahul. Astăzi, pentru a implementa acest proiect, avem nevoie de o decizie de desființare sau de demolare a fostei ospătării, care nimeni nu știe exact cum se poate face lucrul ăsta. Adică în registrul cadastral vorbim despre Republica Moldova și să e o chestie. Deci Agenția Proprietăți Publice s-a spus că este nevoie de hotărâre de guvern și așteptăm guvern. Deci vă dați seama, deci orice lucru care țin de Ministerul Educației sau bunurile care sunt în gestiunea universității, deci este nevoie și de autoritatea centrală. Și deci ce ține de partea română, vă spuneam, există toate angajamentele. Deci noi sperăm ca și aici să fie cât mai repede lumină și ca astfel de aprobări sau de dacă vreți, mandate din partea Chișinăului și a universității, pentru că vor trebui făcute niște parte de documentație și mai departe și va trebui coordonate cu ministerul. Ce va fi acolo? Tot cămin rămâne, tot pentru student sau deci, care? Demersurile noastre au fost pentru a repara capital căminul, pentru ca să fie acolo și studenții extensiunii Universității Dunării Jos, de aceea este un argument cheie de ce statul român vrea să susțină acest proiect, pentru că este o instituție care este necesară și Universității din Galați, bineînțeles studenții extensiunii din Universității Bogdan Petrici Hajdeu și ne dorim evident și spații de cazare sau pentru cadrele didactice sau alt personal, deci să fie parțial, deci vedem în funcție de, zicem așa, necesarul real de studenți care pentru cămin. Va fi aceeași destinație, așa cum o are prin codul educației, prin deci, instituții. Cred că trebuie să meargă la așa mișcări, să facă, să solicite. Este universitatea? Bine, mi-e chiar. Noi avem o colaborare foarte bună cu domnul rector, cu universitatea și depunem eforturi în comun pentru ca acest edificiu și aceste proiecte, cum ar fi căminul sau construcția clădirii noi pentru centrul Startup City Cahul, eu am altă abordare. Deci nu este în competența noastră, nu este în subordinea noastră și mai departe. Pentru mine toate sunt în localitate, sunt în oraș. Eu nu niciodată nu am împărțit bunurile sau instituțiile, deci mai ales în centrul localității. Țin mult la universitate, este instituția în care sunt legat prin activitatea mea. Și plus la aceasta vorbim despre perspectivele care sunt pentru studenți, pentru tineret și de aceea ce ține de mine, voi face tot posibilul, chiar dacă întrebarea asta mi-a spus-o și fostul ministru, domnul Șarov, discutând cu el pe tema aceasta și domnul primar, mă bucur că te implici, că de fapt ar trebui noi ca minister un pic să... Și a zis, domnul Șarov, deci poate și noi mai departe, deci primăria aici și primăria vede mai bine și cunoaște întrebările. De aceea trebuie cu toți să depunem eforturi, pentru că atunci când chiar s-a reparat fațada universității, aveam de la unii consilieri aceleași reproșuri, lasă să găsească, să gândească Ministerul Educației. Zic, oamenii când vin în Cahul, nici nu contează la balanța cui stă, deci este centrul localității, este aspectul orașului, este asta. Și atunci a fost cofinanțare respectiv și din partea primăriei și a Fondului de Eficiență Energetică, deci nu trebuie să trebuie să colaborăm pentru că altfel stăm, deci nu e bună mie, o las să ocupi o autoritate sau alta. Deci, pe lângă aceasta, la fel, vorbim despre proiecte mai mari de infrastructură rutieră, care iarăși putem spune, dar asta nu e treaba mea, este Ministerul Economiei și Infrastructurii. Altele, deci eu mă gândesc mai mult decât printr-un oraș, deci asta e un lucru clar. Mă gândesc și atunci când discut la astfel de nivel, vorbim despre proiecte mari de importanță pentru Aion și atunci despre, când vorbim despre programul Uniunea Europeană sau Cahul regiunii cheie, deci nu este doar municipiu. De aceea ne asumăm municipiul acest rol de locomotivă pentru a dezvolta întreaga regiune, întregul raion. Și sunt convins că anumite programe vor veni în Cahul și care vor beneficia și localitățile rurale și este normal să dezvolt orașul, să dezvolt tot raionul. Da. Eu cu Cahul regiune cheie, da. Parcul central, care urma să fie dat în exploatare după panoul celălalt, care este în luna februarie, încă sunt lucrări, care e situația? Da, multe critici, discuții. Nu, vedeți,
Nu, e discuții. Oamenii, sigur că se interesează și eu îmi doresc cât mai repede, pentru că este centrul orașului, este parcul central, cu toții dorim să ne odihnim și să avem un obiect finalizat, frumos, un proiect de succes. Bineînțeles, au fost niște deplasări de termene, așa, pentru că au fost motive obiective, spuneam, în partea de realizare a proiectului și atunci s-au propus niște elemente de a îmbunătăți cumva și inclusiv de a, au crescut chiar niște costuri la anumite aspecte, compartimente. Deci sunt lucrările, au fost și din cauza timpului, au fost oprite anumite lucrări pentru că iarăși pe de o parte antreprenorul are niște termeni de executare a lucrărilor, de altă parte el dorește să încadreze în termen, de altă parte condițiile nu au permis. Chiar au fost făcute anumite sectoare de trotuar care, de exemplu, trebuie să le ia să le refacă pentru că au fost făcute în condiții iarăși. Știți cum, termenele pentru noi poate sunt importante, dar poate mai important este calitatea lucrărilor pentru că nu facem în fiecare zi. De aceea lucrările au revenit în forță. Au fost niște întrebări chiar care țin de solul vegetal, pentru că în parc urmează să aducem mai mult sol vegetal, chiar și ca nivel, plus plantarea. Și au fost niște elemente birocratice, eu zic eu, din cauza iarăși cum înțeleg unii să-și facă lucru, pentru că dacă în chestiuni genul ăsta, ca să aduci câteva mașini de sol, deci ai nevoie mai în hotărâre de guvern, mi se pare absurd, de asta și în țara asta nu merge înainte în felul ăsta, pentru că, spuneam, era nevoie 2-3 oameni, să spună ok, deci este aprobat conform actului cu tare normativ, să dăm permisiune, este proprietarul, accept și mai departe, adică și lucruri, nu că aștepta, că ba, știți, eu sunt foarte dezamăgit la capitolul ăsta și atât 2 luni și ceva am pierdut din cauza că nu am niște aprobări pentru sol. Slegate, nu faci irigații, pui solul, plantele și atât, lumea poate nu cunoaște toate aspectele astea, deci e sigur că vă face tot posibilul ca proiectul să fie finalizat cât mai curând. Deci, ca să putem, spuneam încă o dată, finalizăm un proiect, pentru că avem și altele care sunt în derulare la fel prin acest program. Pot să spun chiar succint, pentru că vorbim despre proiectul de iluminat public pe localitate. Astăzi am trimis, deci avem 2 etape în acest proiect mare. Deci, practic, se face documentația și caietul de sarcini, în primul rând, pentru zona centru. Și documentația pe tot orașul. Astăzi am trimis unele, iarăși, propuneri, completări privind iluminarea sectorului din Piața Independenței, tot acest sector și Bulevardul Victoria. Au fost niște modificări de cablaj, subterane și mai departe, conexiuni. Deci, practic, proiectul este gata. Urmează cât mai curând să fie prezentat săptămâna viitoare, conform graficului, proiectantul trebuie să ne dea documentația pe sectorul centru. Și să anunțăm licitația pe sectorul centru. Deja am spus pe etapă. La în sfârșitul lunii iunie trebuie să dea documentația tehnică pe tot municipiul. Deci, dar vom merge înainte pe o etapă cu sectorul centru cu licitația, pe care va fi prezentat proiectul tehnic pentru tot orașul, vom vedea bugetele și vom stabili cu acceptul donatorilor care sunt etapele, bugetul necesar pentru realizare. Adică sunt proiecte mari, vorbim despre milioane, care știți cum înseamnă schimbarea integrală ca sistem, crearea sistemului, da? Deci dacă va fi o chestiune de nu doar cablu și piloni, vorbim despre construcție ca sistem, așa încât se poate fi vizualizat pe calculator sau pe telefon, să vadă în timp real unde arde un obiect și unde s-a stins sau așa mai departe. Oamenii, dacă peste o săptămână îmi scrie cineva un mesaj, domn primar, la noi nu arde lumina de 2 săptămâni. Și dacă nu mă sesizează, evident că poate nu cunoaștem toate lămpile care arță. În felul ăsta va apărea pe sistemul alertă, imediat va putea fi intervenit. Mai vorbim despre faptul că va fi un sistem nou, care va avea cel puțin 5 ani garanție și care știm că 5 ani nu intervenim cu costuri de mentenanță decât doar de achitarea facturilor. Care ar fi durata de implementare? În cât timp tot orașul ajunge iluminat? Deci noi anul acesta vrem să facem sectorul centru. Deci vom vedea, vă spun că sunt costurile mari, urmează ca bugetele să fie aprobate de delegații europene pentru acest program, concret pe proiectul iluminat public, vom vedea cât costă după licitație sectorul centru, după aceea cât costă total, deci vom merge cu proiectul centru înainte, după aceea vom vedea cât e bugetul total pe tot orașul și delegația europene prin programul Uniunea Europeană pentru Calcul va decide cât alocă și sigur va fi vorba despre cofinanțare și a doua etapă urmează anul viitor.
Deci noi paralel discutăm despre alte programe care eventual se cofinanțeze, pentru că spuneam costurile sunt mari, vorbim despre materiale de calitate, deci costurile nu sunt doar pentru a spune ai 40 sau 120 km de iluminat public, și, deci nu, vorbim despre modernizarea punctelor de automatizare la partea de PD transformatoare, vorbim despre aceste servere și stocare informații, vorbim de sistemul de dimming, care citirea la distanță sau de controlul vizibilitate la distanță, deci toate acestea costă numai pe un corp, costă câteva zeci de euro, sistemul de citire. Și vă dați seama la nivel de tot orașul. Deci este un proiect, dar eu sper în următorii 2 ani să fie finalizat total și partea de lucrări. Va trebui ceva să cofinanțăm, spuneam și noi, din buget. Dar eu cred că este real ca pondere să... Dacă facem un lucru, îl facem, știți cum. Să pot spun că avem 100% iluminat modern în localitate. Mereu două proiecte mari de infrastructură finanțate de KFW și iarăși nu am mai auzit nimic și în Uniunea Europeană, evident. Exact. Mai... Vreau să vă comunic și despre acestea. Proiectul mare de în domeniul de apeduct și canalizare. Din păcate durează multe lucruri pentru că, vă spun și pentru mine, o experiență și ține de durata procedurilor de proiectare, precalificare, calificare, licitații, tendere internaționale. A fost nevoie să fie revăzut o anumită procedură. Deci ce pot să vă spun astăzi că pentru avem trei de fapt compartimente majore. Unul este vorba despre stația de epurare și există procedura de precalificare și propriu-zis ofertele financiare. Procedura de precalificare are loc deschiderea ofertelor pe 12 mai. Deci acum în curând. Deci pentru stația de epurare, care este peste 7 milioane de euro, uneori propriu-zis vorbim despre construcția stației epurare nouă. Un alt component care este din partea din sursă de finanțare germană, vorbim despre rețelele, deci magistrală, apeductul de la Prut, de la stația de captare, deci vorbim despre stația pompare, stația de tratare, circa 8 km de apeduct magistral, și rețele interioare în localitate, mai multe zeci de kilometri, că vorbim despre renovarea apeduct, cum este strada Pușkin, da? Dacă este vorba despre extindere unele sectoare de apeduct, sau este vorba despre construcții, canalizare sau renovare, canalizare. Deci avem câteva aspecte. Deci acestea, un al doilea lot și al treilea lot, vorbim despre fond sau sursă de finanțare a Uniunii Europene, este vorba despre Cotihana și spre Crihana, Manta, în funcție de cum, spuneam, va fi bugetul pe licitație. Deci, ca termen, ca și calendar, care îl avem acum, urmează până la sfârșitul lunii iulie să fie finalizate parte de licitații la oferte financiare și să avem în luna august, până la sfârșitul lunii august, poate și mai devreme, dar zic noi o lună plus minus, să avem în luna august selectat un antreprenor. Deci, ca să putem contracta lucrările. Deci, eu zic varianta care am discutat-o cu colegii germani, deci eu mi-aș dori ca luna septembrie să începem lucrările la parte de rețele în oraș, pe magistrală, la stația de epurare, nu știu, nu cred că se va reuși să fie începute lucrările în acest an, pentru că chiar dacă vom selecta compania, deci acolo este vorba despre mai multe aspecte, proceduri, inginerie și tehnice, care trebuie organizate, astfel încât să lucrările propuse să intre în forță anul viitor. Ce companii participă? Da. De unde? Asta e cea mai importantă întrebare. Deci ne-am făcut într-o primă procedură care am dat de precalificare, vreau să spun, la rețele, încă deși anul trecut, existau companii din India, China, Turcia, Germania, Austria, Italia, deci tot globul, vreau să spun. În Moldova mai puțin. Nu, deci practic din Moldova nu împlinesc criteriile, o să spun. Noi nu avem în Moldova, din păcate, companii care conform criteriilor ca cifră de sau rulaj care trebuie să le aibă compania respectivă pe domeniul concret apeduc și canalizare. Și atunci vin antreprenori generali, cum se întâmplă, vin companii mari care au proiecte la nivel mondial, care au sute de milioane proiecte în derulare și sigur că vor subcontracta evident pe anumite componente firme locale, deja vom vedea cine va fi antreprenorul general și pentru mine, sincer, mi-aș dori foarte mult ca să fie implicat și agenții economici locali, pentru că, știți, sigur, răspunde de calitate, nu contează antreprenorul general,
Dar mă refer ca și anumite companii locale să beneficieze, să poată lucra, să aibă și ei de lucru, să rămână niște bani, știți cum, și în Cahul sau în Moldova. De aceea, cam ăștia sunt termenii. Eu îndemn pe oameni, pentru că este, spuneam, procedura internațională, durează o procedură de achiziție obișnuită la primăria Cahul și tot durează, și dacă apare o scrisoare de clarificare, iar să mai întind termenul. De asta, în procedurile internaționale, cu atât mai mult. Și anul acesta, eu vreau ca să, cel puțin să avem excavatorul așa pe două străzi, eu îmi propun minimum, da, pe strada Pușkin și pe strada Matievici. Vă spun strada Pușkin că trebuie schimbat apeductul magistral și pe strada Matievici la fel, pentru că avem preconizată și la asfaltare. Matievici, de unde până? De strada Matievici vorbesc despre, este pus la renovare prima etapă, deci strada de la Stroiescu la Prospectul Republicii și o am și inclus și la asfaltare în acest an și urmează să vedem cum facem calendarul, reușim cu lucrările ca să facem apeductul, alte conexiuni pe care să venim cu asfaltul din urmă, pentru că mai ales că sunt obiecte în construcție pe acest sector. Și cu acest proiect sper că vom menține acest calendar cât mai curând. Sunt multe milioane de euro, sunt lucrări așteptate. Cred că anul viitor va fi orașul un real șantier. Și când spun lucrul ăsta, vorbesc și despre alte proiecte care le avem planificate. Tot pe aceeași cale vorbim despre proiecte, lucrăm la, avem deja făcut un deviz estimativ la școala sportivă. Am anunțat anterior public că deci asta este proiectul următor de infrastructură care l-am propus pentru finanțarea din Uniunea Europeană. Și dacă inițial vorbeam despre reparația bazinului, deci am considerat că este necesar de a face reparație capitală a întregii școli sportive, ambele bazine, bazinul mare, bazinul mic, reparația acoperiș, fațadă, sala mare, tot ce înseamnă ventilare, sistem energetic, sistem, deci, adică dacă intri într-o, să zic, încăpere și schimbi cabluri și schimbi alte, deci este nevoie de a intra integral. Și vreau să spun că acolo avem aproape 30 milioane de lei necesar. Deci doar bazinul mare, costurile estimative care au 3 ani în urmă, 2 ani și ceva în urmă, erau în jur de 7 milioane jumate. Da? Deci vorbim despre costuri mai mari. Pentru toate în ansamblu, orientativ, experții vorbesc din jur de 30 milioane. Dar acum avem tema de proiectare gata, urmează să fie agreat și delegații tot ce înseamnă sistemul de tema de proiectare și concursul, suma estimativă și nota conceptuală pentru a anunța licitația la proiectare. Deci ne propunem ca acest an să facem proiectarea și anul viitor să facem această lucrare. Am considerat că este important pentru că avem o școală sportivă care vom interveni și în interiorul școlii propriu-zis la modul cum sunt organizate sala respectivă, cu ce se ocupă sala cu tare, va fi destinație, sala cu tare. Avem spații care poate nu sunt utilizate eficient și un cost mare. La fel, toate aceste proiecte vor avea nevoie de cofinanțare. Și vorbim despre ghișeu unic, de asemenea suntem la partea, ați văzut probabil despre vizitele virtuale sau vizite de studiu care au fost făcute zilele acestea și în Estonia și la Cluj în România, cum funcționează ghișeu unic, aceste centre de informare pentru cetățeni ca în holul primăriei, da? Deci la parter să fie organizat un ghișeu, persoane care să recepționeze aceste petiții, partea de acte permisive, inclusiv dezvoltarea softurilor necesare pentru a dezvolta, spuneam, a interacționa și a face această activitate, o relație cu cetățenii mai operativă. La fel suntem la partea de elaborare a caiei de sarcini și urmează licitația, tot la fel, până la sfârșitul anului urmează ca acest ghișeu să fie finalizat. Și un alt proiect mare care vreau să vă spun, iarăși durează foarte mult și chiar am exprimat situația bine, mai sunt și factori care puteau poate fi îmbunătățiți. Vorbim despre proiectul strada Griviții cu strada Dunării. Deci este un proiect care suntem acum la partea de precontractare. Vreau să spun, a fost ultima perioadă, a fost aspecte sunt de clarificări la partea de studiu fezabilitate, la proiectul tehnic. Deci, la fel, calculele inițiale, de aceea, știți cum, care vorbeam noi despre cam cât ar costa acest proiect, în realitate, după elaborarea documentației tehnice, costurile sunt mult mai mari. Cât costă? Deci, după proiectarea tehnică, vorbim despre 60 ceva de milioane. De lei. De lei.
Uniunea Europeană va acoperi doar o parte din, pentru că vorbim despre limita per proiect de hartă sau proiect de infrastructură. Și atunci, cofinanțarea, iarăși pe următorii 2 ani jumătate, cofinanțarea va trebui să o asigurăm noi. A zis că, sigur, noi vom merge oricum, acest proiect este foarte important pentru noi. Urmează parțial, posibil la anul acesta, parțial sau prima etapă, tranșă mai importantă, deci va fi anul viitor și în 2023. Vom preconiza un buget, eventual vom contracta un credit, dacă va fi necesar, pentru a acoperi această cofinanțare. Vom vedea suma exactă după procedura licitației. Dar acum vreau să spun să nu anticip. Deci urmează să fie de către Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră de la Iași, să fie încheiat acest aspect ținut de pregătirea contractului. Sper cu ajutorul Dumnezeu să cât mai curând să semnăm contractul și să anunțăm licitația. Este un proiect mare, toată lumea înțelege, deci costurile sunt mari, acolo avem și relocare de apeduct, care, deci, la fel construcții pod la Nufărul Alb acolo, deci vorbim despre prum, trotuar, pluviale, vorbim despre geratoriu la intersecția Dunării cu Griviței, deci practic venim până la autogară, deci bandă pentru bicicliști pe strada Dunării, și la autogară vom vedea iarăși cum ne conectăm anul viitor, pentru că în acest an nu este real nici ca buget, dar nici tehnic, pentru că este logic să venim în direcția respectivă, vom vedea când va fi antreprenorul, să facem conexiunea cu sensul giratoriu, pe care de mult timp dorim să-l facem, dar zic că trebuie să făcut în complex pentru a asigura circuitul și utilizarea pe partea strada Dunăre. Avem și alte proiecte depuse, un concept de proiect cu finanțare europeană, totuși pentru lacul Sărat. Deci așteptăm rezultate la prima etapă acestei note conceptuale și ne-am propus acolo, pe lângă costurile care țin de furarea sondei, drumul, rețelele până acolo, partea de amenajare. Deci vreau să spun că și aici este un paradox, uitează care este situația și cu autoritățile centrale. Furarea sondei, acum suntem pe partea de proiectare. Aș fi dorit, sau mi-aș fi dorit ca din partea autorităților centrale să fie o mai mare claritate din punct de vedere legală ce înseamnă Am curat. văzut un antreprenor care a anunțat că pare apă, a furat sonda și Corect. Și acum... eu am văzut. Eu Păi am, și cum îți m-am, primești cu municipiul ca știți cum fondul mi-am de cum spălat nu poate? mâinile cu acea apă? Am văzut, avea practic 38 de grade sau cât avea apa. Caldă. Apă caldă, da. Deci am luat într-o sticlă și am pus în birou cum s-a sedimentat anumite elemente, inclusiv sulf și altele, în acea apă, da, apă. Deci, Cum municipiul ca cu primărie așa mai nu poate să sau nu este permis să foreze acea sondă și un simplu, bine, nu simplu, dar un antreprenor local da, dar care noi vorbim despre, deci asta este partea proastă a cadrului legal, vreau să spun. Deci când Dar spun cine a prost, încălcat legea pentru atunci? că, Sau? nu, da, poate vorbim cu altă ocazie. Noi vorbim despre încălcat legea. Deci vorbim despre modul cum interpretează autoritățile centrale legea, vorbim despre furare pentru cercetare, furare pentru exploatare. Și care este diferența? Nu o să-mi spună nimeni de la minister. Deci, ca să înțelegeți un lucru, pentru că astăzi agentul economic a făcut o sondă pentru a cerceta zăcământul, inclusiv a da apă la laborator, deși nu poate azi comercializa acea. Da? Dar să Deci, folosească nu. în Deci, peste încă o dată vă servicii. spun, sunt discutabile momentele, dar este important că atât codul subsolului, cât și legea la concesiuni trebuie să fie modificate în sens de, pentru că vorbeam despre delegarea aceasta directă și răspunsul ultim care l-am avut de la autorități centrale era, într-adevăr, dacă volumul utilizat ar fi nu mai mare de 300 de metri cubi, da? Pedi. Deci, da, deci într-un fel este posibil fără procedura de concesionare, deci cu contractare directă, și am spus, ok, haideți să mergem pe această procedură și urmează să vedem, încă nu avem un răspuns clar. Dacă e mai mult, urma procedura de concesionare, care încercăm după 2 procedure în ultimii 3-4 ani și nu mergem mai departe. Deci ne trebuie și bani pentru a
pregătit tot ce înseamnă forarea aceasta și utilizarea mai departe a apei, că mai mult 5 milioane costă numai forarea sondei. Și iarăși revenim că avem nevoie de conducere guvern, parlament. Zilele acestea a fost anunțate alegerile în ce parte, dizolvat parlamentul, mi-ați ce părere aveți. Și care sunt așteptările de la aceste alegeri a unui primar, a unui oraș destul de serios din țară? Nu o să mai spun așa, o să încerc suficient și acum. Deci eu mi-am exprimat nemulțumirea mea la adresa autorităților centrale, poate nu atât de des pe cât aș fi vrut să o fac public, pentru că deci nu am avut nicio comunicare. Și când spun comunicare, deci din ambele sensuri, pentru că noi trimitem scrisori, încercat niște apeluri, planificarea unor programe de audiență, dar am impresia că, știți, un primar ca să ceară audiență la un ministru, deci e foarte complicat, adică nu știu dacă știi personal, așa mai departe, dar adică când ar fi trebuit ministrii sau reprezentanții ministerilor, că avem servicii desconcentrate în teritoriu, să vină sau să avem o comunicare mai bună și spună domnul primar, iată care sunt actele normative sau hotărâri de guvern. Aveam bunuri, iarăși, dădeam exemplu cu universitate, care din punctul meu de vedere ar fi trebuit 2-3 oameni să întâlnească discuții și găseau o posibilitate legală prin care să nu stagneze un proiect de milioane care urmează să vină în cahul. Vă dau alte exemple. Avem clădirea posta secției de pașapoarte, care este, mă rog, Agenția Servicii Publice, Ministerul Economiei, Infrastructurii, mai departe. Deci, avariată care trebuie demolat. Au mers câteva scrisori din partea noastră pentru a demola această clădire și de a amenaja o bucăți de parcare, că mereu este blocat drumul. Deci am primit răspunsuri că ori nu sunt bani, ori că și acolo s-au schimbat directori generali foarte des, da, știți cum. Și am zis, de acum ultima scrisoare le-am spus, haideți că își asumă primăria din costurile noastre, cu serviciile noastre, o demolăm, curățăm tot acolo, numai să amenajăm. Poate chiar și niște petriși punem acolo, numai să fie amenajat o bucăți de parcare. Încă n-am primit răspuns. Lucrurile astea, știți cum, țin de autorități centrale. Pot continui cu nenumărate exemple. Avem bunuri care țin de, la fel de Ministerul Economiei, anumite terenuri, genul care țin de calea ferată sau laboratoarele terenului care țin de ANSA. Alte chestii care nu sunt utilizate și care real ar putea să fie proiecte dezvoltate frumos sau ar putea să fie existe utilizate de către oraș sau într-o formă. Țin de mediu. Foarte multe întrebări. Adică sunt atâtea întrebări care ar putea fi rezolvate și de asta le-am sugerat. Un guvern sănătos, țara nu-i mare. Deci ar putea să fie făcute ședințe de guvern în teritoriu. Azi venim la Cahul. Eu le-aș putea face o ordine de zi cu 20 de întrebări care țin de competența guvernului, care trebuie hotărât de guvern, pur și simplu, și care țin de Cahul. Deci iată, vă pregătim ordinea de zi, pune specialiștii, secretariatul guvernului să pregătească proiectul hotărâri, vin cu toți ministrii la Cahul, am făcut ședința, am adoptat 20 hotărâri și pe lângă asta avem paralel ocazia să discutăm, să facem audiență, să dedicăm acea zi municipiului Cahul. Și tot așa în fiecare poate centru raional sau municipiu. N-am avut, la toate propunerile mele, mă spun, n-aveai cu cine discuta. Deci întrebarea noastră este că avem nevoie de un guvern sănătos. Cel puțin, până acum eu n-am avut ocazia să interacționez în câți ani spre mar cu astfel de situații. Parțial a mai fost câte un ministru care am găsit limbă comună în mod individual, dar nu ca instituție. Înțelegeți cum? Adică cumva nu ținea doar de el. Da? Deci era nevoie să... Sunteți afiliați sau că nu aveți club de acolo? Dar eu cred că nu e. Nu. Eu nu cred că este. Eu n-am văzut, am mai întrebat primar care de la partidele care guvernam. Băi, poate la voi merge lucrurile mari. Băi, până nu știu și ești tot, merge greu, prost. Deci eu înțeleg incompetență, lipsă de viziune, pentru că ori abordez toți, nu contează, asta e de la noi din partidul nu știu care. Deci eu aș fi spus bravo acelui guvern care venea și lucra în felul ăsta, adică eu rezolv întrebările comunității și nu conta din care partid era, da? De asta avem nevoie de un guvern, iar ca să ai un guvern sănătos, ai nevoie de un parlament și mai sănătos, da? Și de aceea salut alegerile parlamentare, așteptările mele sunt foarte mari ca probabil la toți cetățenii. Eu vreau să spun că o să mă implic plenar în aceste alegeri. În calitate de cetățean, da? Și ca primar complet, că primarul e cetățean și cetățeanul Dan și tot și e primar, da? Mie mai este calitate de candidat, știți? Și... Nu. Eu nu mi-am propus să fiu deputat, că v-am mai spus și spun, dacă doream, eram deputat. Eu am de lucru aici la Cahul și când o să decid că trebuie să ridic la, plec la alt nivel, asta va fi foarte, într-un timp foarte scurt. Deci în momentul în care vreau să mă asigur că vom delega în Parlament
oameni care trebuie să, să aibă, să fim pe aceeași undă, lungime de undă, și care la primul apel a primarului de la Capul către formațiunea sau fracțiunea care și mai departe, vor fi luat în serios, ascultat, respectiv demarate toate procedurile organizate, pregătit proiect de lege sau pregătit proiect cu drept guvern, ca lucrurile să meargă, dar eu nu știu ceva pentru mine. De asta spun, eu acum cei și vreau ca toți cetățenii, într-adevăr, să fie cu ochii pe aceste alegeri. Timpul va trece repede, da, e pandemie, poate nu vor fi întâlniri pe stadioane, se va lucra mai mult individual, dar dacă voi ieși public cu anumit mesaj în favoarea unei formațiuni sau alta, încă, sincer, trebuie să ne apreciem, da? Dar spun, când voi lua decizia, voi veni cu argumente de ce acea formațiune, pentru că până acum, sincer, nu prea am făcut-o, dar lucrul ăsta îl voi face condiționat, îmi poate spun, deci voi găsi, voi condiționa, dacă vreți, modul cum îmi doresc eu ca ulterior cu acea fracțiune să lucrăm. Acum cum lucrați cu actualii deputați? Se lucrez doi doar și nu știi că vor fi după alegeri. Care din Cacul am în vedere reprezentanți. Nu mai sunt. Nu mai sunt. Parlamentul bine, au fost. Au fost până nu de mult. Ok, deci eu îmi doresc operare la Tindel, ca să înțelegeți. Adică tot timpul mi-am dorit, bine, am comunicat cu domnul Groza, avem, ne cunoaștem și avem o colaborare foarte bună, dar, cum să spun, deci dinalui nu a avut nici, cum să spun, nu a fost formațiunea pe care acum o reprezintă, nu a fost, zicem așa, acum în, la guvernare, etapa asta, dar și pe viitor, adică vreau să îmbunătățim niște lucruri, dacă și vom merge pe a susține cineva, eu vreau să spun, trebuie să schimbăm, să stabilim niște reguli de joacă, pentru că, de exemplu, mie mi-a plăcut, există o subestimare, dacă vreți, autorități locale și eu zic că asta nu mai doar eu ca la Capul, dacă eu ca primar de municipiu sau capitală de sud, așa. Deci nu există această dialog și această înțelegere că trebuie să comunici cu primarii, că ei cunosc care sunt legile, hotărâri de guvern care trebuie schimbate și care, încă o dată spun, eu am propuneri concrete. Da, dacă trebuie de schimbat legea la, sau codul funciar, concret, până articolul cu tare ar putea să fie informat. Deci, asta de fapt e lucrul deputaților, da? Adică și cu cine trebuie să discuți mai mult decât acei care se întâlnesc zilnic cu anumite obstacole. Dacă trebuie de creat poliție locală, pe trebuie toată lumea să spună acum, vrem poliție locală, primarii vor asta, da? Vrem să îmbunătățim legislația la protecția mediului, trebuie schimbat. Avem nevoie de legislație în domeniul sănătății sau descentralizării financiare și fiscale, avem nevoie. Avem nevoie mișcare și părerea mea că scuza nici la cei care, partidele care nu au fost la guvernare, este că nu au venit cu propunerile în Parlament. Asta e mare problemă. Bine, știai că nu o să treacă, poate. Bine, frate, ți-ai făcut lucrul tău, l-ai înaintat. Bun, l-ai pus la vot, nu a trecut. Când ai majoritatea așa mai departe, atunci sigur ai totul gata așa mai departe, să asumi inițiativă. De ce? Asta este așteptarea mea. Îndemnul meu este către partidele sănătoase, pro-europene, de dreapta, cum zici noi, este să fac front comun. Și credeți-mă că știu ce spun. Toată lumea își dorește asta, toată lumea știe că e greu lucrul ăsta, toată lumea știe că unii chiar o văd imposibil, dar eu vreau să spun că este posibil și eu sunt convins că vom strânge rândurile în perioada următoare, pentru că în caz contrar ne jucăm de a, știți cum, prea mulți oameni dezamăgiri, țara asta pierde prea mult ca rânza cuiva sau eu, orgoliu sau eu cuiva să fie alimentat, că uitați-vă, eu sunt nu știu care. Deci astăzi eu cred că este nevoie de crearea unui bloc a unității naționale, numiți-l bun, dacă tot e vorba despre buni, da, deci blocul unității naționale, să fie o listă comună și eu cred că această inițiativă ar trebui să vină din partea președintelui, dacă ea să le propună către forțele pro-europene, sănătoase, pe șchioră dreapta, deci în care să vină cu propuneri, dacă există probleme de integritate la anumite propuneri să le discute, în particular să-și lase într-un forum nemulțumirile și orgoliu, să formeze această listă și este posibil de a lua majoritatea în Parlament și de a proiecta un guvern, spuneam încă o dată, care să fie capabil în mod operativ să schimbi, să reformeze țara, pentru că nu este nevoie de decenii sau mandate, este nevoie de timp scurt, trebuie dorință puternică și curaj
înțelepciune și viziune, pentru că sunt oameni care au bune intenții, sunt conjurați deseori de oameni incompetenți, care nu știu, nu că nu ar vrea, nu știu cum, și este nevoie să aibă simțul picioarele pe pământ, antrenați cu ochi și urechi ce se întâmplă și imediat receptivi la tot ceea ce înseamnă propuneri sănătoase, pentru că în felul ăsta oamenii se vadă și oamenii azi mai mult ca oricând așteaptă și se legați speranțele lor de o altă clasă politică, de oameni integri, de oameni care doresc să facă, numai vorbesc. Și am zis, în momentul în care doar vorbești și nu există nici din urma ta, deci durata ta de eșchior politic e așa, e limitată. Acum, se mult mâine, duminică, e Paștele, mare sărbătoare, dacă aveți un mesaj pentru cahuleni ca să, pe final de discuție. Da, eu cred că cel mai mult ca în acest an, am vorbit și anul trecut, deci avem nevoie de o speranță, o credință, avem nevoie de a fi mai empatici, vreau să privim pozitiv la multe lucruri. Da, sunt probleme, sunt anumite aspecte care trebuie să le realizăm, dar spuneam, atunci când există în comunitate, să simte acest curent, dorință sănătoasă de a dezvolta orașul, de a dezvolta țara, mai puțin negativism, mai puțin indiferență. Deci vreau ca preajma Paștelui, sigur, să vă doresc la toți sănătate, să dea Dumnezeu ca lucrurile frumoase în orașul nostru, în țara noastră, să persiste și lucrul ăsta se poate făcut nu doar de așteptat de la nu știu cine, autorități centrale și mai departe, fiecare în dreptul nostru să facem o faptă bună, să spunem o vorbă bună, să avem această atmosferă, spuneam, de sărbătoare. Înainte de a veni în studio, am mers la câteva familii, zeci de familii, colegi din primărie, cu niște pachete de produse alimentare și bucuria aceasta oamenilor nevoiași în preajma sărbătorilor, știți, îmi dă o doză și zic cât de mult este nevoie ca fiecare de noi să uite cum trăiesc vecinii, să uite cum sunt alți oameni care au nevoie și să fie implicați. De aceea, tuturor vă doresc să fiți implicați, să faceți cât mai mult pentru oraș. Vă mulțumesc în același timp pentru înțelegere, pentru tot ceea ce se întâmplă, dar și pentru răbdare, pentru că anumite lucruri poate nu se întâmplă așa de repede cum ar trebui sau cum ne-am dorit cu toții. Sărbători fericite, Hristos a înviat! Hristos a înviat! Deodată înviat, mulțumim mult, domn primar, spunem și noi sărbători frumoase celor care ne urmăresc și la revedere!